Vineri și sâmbătă, pe stadionul municipal Nicolae Dobrin din Pitești, s-a desfășurat cea de-a 38-a ediție a finalei Campionatului Național de Atletism, rezervată tineretului, la care s-a adăugat și cea de probe combinate, la aceeași categorie de vârstă, Under 23. Căldura sufocantă a fost o adevărată piatră de încercare pentru mai mulți atleți. Cu toate acestea, sportivii mușceleni legitimați la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung au obținut rezultate foarte bune, dovedind încă o dată, dacă mai era nevoie, că respectiva instituție de învățământ de la Poalele Mateiașului este un adevărat izvor de talente. Astfel, Georgiana Ciurea, pregătită de profesoara Dana Leoca, a reușit să cucerească medalia de argint în proba de heptatlon. Tot medalie de argint a reușit să cucerească și Ionuț Iordache. Sportivul pregătit de profesorul Gigi Ivan a urcat pe cea de-a doua treaptă a podiumului în proba de decatlon. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung a mai avut un medaliat la acest campionat național. Eduard Păduraru, pregătit de profesoara Doina Rusu, a cucerit medalia de bronz cu echipa CSM București în proba de ștafetă 4x100 de metri.